te nu te vezi, te nu te vezi. Spune-mi cum te numești, ce vârstă ai? Mă numești Gabriel, sunt 27 de ani. Și de unde ești? Din Nigeria. Și de ce te-ai înscris la emisiunea Te Iubesc de unde te vezi? Am venit acolo ca să caut o iubită. O iubită? Cum ai vrea să arate iubita asta? Nu știu, descrie-mi așa, fizic. Fizic. Vreau iubita să fie un form ca african. Pentru că de obicei, așa, african, băieții de africani, îmi place o fața să fie un form. Și apoi vreau o fata să fie cu minte, să fie adevărat. De acasă și să fii soțial, de fapt. Vreau să mă căsătoresc cu fata respectiv și să fie placul meu. Vreau o fată să fie frumos și să fie un chis la piele și să fie cu minte. Nu vreau o fată ca să fie gras, nu vreau să fie gras. Nu vreau și să fie, adică trebuie să ai respect, primul rând, că de obicei trebuie să ai respect. Și nu vreau fata să fie mai înalt decât mine, că vreau, dacă în cazul când să avem copii, ca să copii să fie un pic la fel, că nu vreau fata să fie mai înalt, adică 20 metri, că eu pot să stau cu fata cu 2 metri și un pic înalt, so, același înălțime. Acum să vorbim despre tine, spune-mi despre tine, cum ești tu ca persoană? Eu sunt un băiat adevărat, sunt un băiat foarte credincios și sunt un băiat adică știu să faci mâncare de acasă și un băiat pot să am grijă și copii. Dacă un băiat care am copil, să am grijă copilul meu și apoi sunt un băiat de muncitor, să fie adnic, eu sunt un băiat de adnic. Și atât. Și băiat cu minte. Adică și îmi place să fiu, place fun, de obicei, fun. Să am drag, adică să mergi la discoteca câteodată, să mergi la biserică, adică sunt cu minte. Așa sunt. Spune-mi, ce planuri ai cu viitoarea parteneră pe care o vei găsi în emisiune? Planul meu, dacă găsesc o iubită de la emisiune, ca să noi se construi bine ca o familie, să avem un copii și să fac plan pentru copii și viitorul meu și cu soția de viitorul care o să caut să mă căsătoresc de la emisiune. Nu vreau să mut la Nigeria pentru că am obișnuit aici în România și vreau să stau aici, adică permanent, că aici am aproape 8 ani de jumătate am venit aici și am venit cu limba România și mâncare și tot fel de, adică sunt familie deja și vreau să stau aici cu soția și cu copii, dar Victor, și nu vreau să merg din Africa, vreau să rămân aici, adică permanent. Și vreau să caut și vreau să cumpăr una casă și cu soția respectiv și ca să am Victor bun. Peste nu te vezi, te nu te vezi. Măi, Gabriel, sunt niște chestii pe care nu le-am înțeles sau mai exact. Tu ziceai că vrei o fată foarte înaltă. Dați-i și lui un microfon. Nu chiar așa înalt. Deci o fată înaltă? Sau? Adică trebuie să fii seamănă cu mine, sau un pic. Un pic mai înalt decât mine. Să fie la înălțime, da, înălțime cât tine, da. Sau mai mică decât tine? Nu, mic nu vreau, mic. Deci să fie mai înaltă ca tine? Adică, la fel ca mine, nu. Și același ce înălțime ai? Ce înălțime același, ai? Poftim? Ce înălțime ai? 178. 1,78 m. Da.
Aha. Aproape 80, o să aproape 1,80 m. Așa, deci ca să știe fetele, să vedem unde ne încadrăm. Și da. Ziceai că ești un tip credincios, că seara mergi la biserică, seara mergi la discotecă și dimineața te duci la biserică. Depinde, nu fiecare zi, da. Nu fiecare, adică, da. Păi sâmbătă seara mergi în club și duminică dimineața mergi la slujbă. Ce contează pe suflet, pe inimă. Dar mergi la duminică, adică duminica, fiecare duminică, dar merg la biserică. Mergi, nu? Da, merg la biserică, da. Mm-hmm. Și da. Sâmbătă seara la club. Și cum se pupă chestia asta? Bata, nu fiecare zi bata, dar îmi place să-i distrez. Păi, da. Că Dumnezeu oricum te iartă a doua zi. Da, da. Îmi place să-i distrez, asta. Da, știi, mă gândeam că te distrezi, nu glumă, dacă te duci la biserică în fiecare săptămână. Da, mă rog, el este Gabriel, l-ați mai văzut la noi în emisiune. A spus că vrea mulți copii, că la el în Nigeria, nu din Nigeria ești tu, la voi în Nigeria se poartă cu mulți copii. Da. Și cam câți înseamnă la tine mulți? Înseamnă 7-8, adică 6-8 de ajungi. Și dacă se întâmplă să fie 9-10? Nu ai... Eu trebuie să fac, na. Dacă... Deci dacă ai 4 copii, ești un caz nefericit? No, no. Sunt fericit, dar vreau mai mult familie. Uh-huh. Vreau să fii 6-8. Auzi, da, ideea este să nu faci toți copiii cu aceeași nevastă sau... Nu. Cu aceeași femeie sau cu mai multe? Nu, aceleași femeie vreau. Sau... Depinde, acum am 2 deja, unul afară, unul aici. Măi, Gabriele, dar tu nu te gândești la biata aceeași femeie care face ea 8 copii? 9! 8 copii, de 8 ori să stai așa! De 8 ori să... De 8 ori să... Măcar ai gemeni în familie, că poate rezolvi problema mai repede. Da, de... Ai gemeni în familie? Nu, n-am gemeni, n-am gemeni. Da, poate e momentul să încep tu. Da, o să încep. Păi asta zic. O dată și gata. Da. O dată de 2 și o dată de 3 ori. Da, deci doamnelor, dacă vreți să deveniți mame eroine, dacă aveți 1,78 m plus, dacă vă place Gabriel, apoi veniți și luați-l, că verighete avem noi.